Salutare băieți, bine v-am găsit la un clip de pe acest canal din seria noastră minunată de car parking roleplay. Înveți astăzi o să merg până la Servezi la Mâhâi, pentru că tocmai ce m-a sunat în legătură cu Supra, azi că nu știu ce s-a întâmplat cu Supra, să mă duc să văd despre ce este vorba. Așa că dacă vă place acest clip, nu uitați acolo să apăsați pe butonajul de like, să strângem la acest clip 350 de like-uri. Mă vezi, dacă strângem 350 de like-uri, vom mai posta. Aveți linkul către canalul Mâhâi acolo în descriere. Vă duceți și la el, vă abonați, dați un like acolo și la el. Așa, tocmai ce am adus mașina de la revizie, unde, na, am umblat un pic pe aia, am vrut să-i fac un soft, dar n-am reușit acolo. O să o las la Mâhâi, poate să ocupe el un pic de ea. Cam așa arată, nu i-am făcut mare lucru. Așa că hai să închidem și noi frumos capota, să mergem despre ce este vorba, să vedem acolo. Bun. Sincer, să vedem, mie un pic am frică, pentru că sper să nu se fi întâmplat ceva cu mașinuța mea. Ia uite, bă, ce are, mă, dă-mi frâne. Hai să vedem, băieți. Mamă. Încă n-am dat jos mânușile astea. Bă, nu știu, am început să prind drag de ele. Mamă, dar abia mai trage mașina asta, trebuie să-i fac un swap de motor, cred. Cred că e cam puturoasă, nu știu, și la 35.000 sau 25.000 de kilometri cât a zis băiatul ăla care. Îți dai seama că n-ar trebui să meargă așa, trebuie să meargă mult mai bine. Adică mi-mi pare că abia trage, nu știu, față de Supra sau de celelalte mașini și chestii. Dar na, o să vedem acolo la Mâhâi, poate, cum am spus, vorbesc cu el să fac un swap de motor, ceva, un stage 1, stage 2. Vom vedea acolo. Pentru că, sincer, nu știu, merge așa, e prea lent așa 350 de ăsta și nu prea-mi place cum e chestia asta. Dar vom vedea, vom trăi și vom vedea. Uite acolo serviciul lui Mâhâi. Nu e acolo. E după dealul acesta. Deal. Da, băieți. Aveți acolo linkul către profilul meu de TikTok, de Instagram și na, toate cele. Și canalul Mâhâi, cum v-am mai spus. Așa că hai să mergem aici, mamă. Deci, sincer, am niște emoții. Să vedem de ce m-a chemat. Iar sunt curios. De ce m-a chemat? Să băg și o mașină asta aici. Așa. Bă, sper că o bag așa mai bine. Bun. Decât data trecută. Opa. Să nu lovim tufele prin motorul, bam. Hai că am parcat-o cât de cât ok. Salut, bă, Mihai! Salut! Ce faceți, dumneavoastră? Ce să fac? Am terminat și eu Supra-ul. Mașina ta. Ai terminat mașina mea, să mor tu. Am terminat-o. Eu, mamă, când m-ai sunat, am crezut că s-a întâmplat ceva cu ei, ești nebun. Nu. Ce, ai terminat-o? Vezi cât ți-am dat kilometri înapoi. Vezi cât ți-am dat kilometri înapoi, ca să știi. Bine, frate, nu e problemă. Bă, bune, nu faci mișto? M-au luat până speriați. Ai înțeles? Bă, deci nu fă bune, ai terminat-o? Gen, ai terminat-o. Să mor tu. Nici eu nu mă așteptam să o termin așa de vreme, dar... Bă, eu mă gândeam că s-a întâmplat ceva, mă. Nu. Da, păi și poți să mi-o arăt sau? Da, ți-o arăt, dar ți-am făcut-o mai repede, că am stat zi și noapte, ți-am zis. Da. Pentru că o să vreau să plec din oraș ceva timp, știi? Și am zis să te fac. Înțeles. Cred că o săptămână plec ceva de nu știu sincer, dar nu. Hai să aduc mașina să vezi. Adu-o, te rog, mamă. Să stau cu spatele. Mamă, băieți, bă, deci Supra mea e gata. Sincer, mi-era dor, că m-am cam plictisit de bătrânica sa. Sincer, e o bătrânică. Mamă, deci, băieți, mamă, nu puteți să știți ce emoții am. Aoleu, sunt curios ce culoare, ce... Mamă, ce bări are. Când ești gata, poți să te întorci. Poți să mă întorc? Am văzut. Mamă, cum arată.
Ba, asta e supra mea. Într-o parte, cum aduce. Ma. Ba, asta e supra mea. Nu, e luată de la un băiat după net. Băi, nu, Normal mi se că e. pare glumă. Băi, uite că... Mamă, cât de bine arată. Mamă. Mamă, ai pus cauciucuri noi, văd. Mamă. Da. Că ai pus și design, mamă, mamă. Ai modificat-o complet, complet. Dar Da, unde e dai eleronul seama. ăsta de aici? Că știi că aveam eleronul ăla. Bă, l-am schimbat bările. Nu știu dacă ți-ai dat seama, Mi-am dar și dat l-am seama. schimbat oricum. Am văzut că am pus și un fel de white body kit. Am bara, dacă vrei să o dau înapoi, să depui. Eleronul. Da, l-am. Spoilerul. Nu știu ce să zic. Bă, mă gândeam să-mi pun alt Nu știu. spoiler. La tine, eu la poți să-l pui, dacă vrei vin și ți-l montezi acasă, nu-i problemă. Păi nu e, că vreau să-mi comand eu un eleron. Să pun chiar eu. Mamă, deci uite cât de bine arată. Ți Bă, l-am pus ca să l-ai amintit știi ce cam ce înseamnă, acum. cam ce înseamnă, înseamnă mașina asta? Asupra lui polul al cărând un pic cu verde lăsat așa și cu portocaliu, dar oricum arată super, super blană. Pare ca lui, da? Văd că ai pus ceva în japoneză, JDM sau de-astea. Da, sunt... Mamă, deci ai Am schimbat, făcut-o câteva mai... deci ai schimbat Să tot, fie cât văd. de frumos. Păi da. Văd că ai pus un white body kit. Jantele, văd că le-ai Da. vopsit. Mamă, mă, uite ești. Sunt toate noi, să zic așa, la mașină. Mamă. Atât că trebuie să-i pun eu interiorul, că... Na. Da. Mamă, digite cum arată. Băi, să scrieți acolo în comentarii o părere despre această minunată mașină. Mamă. Mamă, uite cât bine arată, frate. Uite, uite ești. Vai de viața mea. Bă, deci sunt Bă, eu complet... sper să știi că știi că ți-ar Bă, plăcut cea foarte mă, mult e chestia. bestială mașina asta, ești nebun. Se vede că ai lucrat mult la ea, sincer, nu mă așteptam chiar să iasă atât, Te-am atât spus de și bine. Sincer, bă, îți mulțumesc, m-ai impresionat cu toate proiectele pe care le-am adus la tine, să le colantezi, să le modifici. Sincer, bă, îți mulțumesc din tot sufletul pentru mașina asta. Deci, cum ar fi. bă, deci arată bine rău de tot. Ma, deci nu știu, n-am cuvinte, n-am cuvinte, efectiv. N-am cuvinte. Nu dau seama, știu ce zici. Bă, și mai am o rugăminte la tine. Când poți tu? Nu e grabă. Nu știu, să-mi faci un swipe de motor la 350 ăla, pentru că, uite, te-ai să deschid capota, să un pic. Sincer, nu știu ce are, dar e puturoasă la 300 de cai, abia iau 100. Cu asta. Ai scos imitatorul de viteză? Nu știu, e așa am luat-o, nu am umblat la ea. Nu am umblat decât am fost cu ea la o revizie atât. Cu niște ulei O de să astea. mă uit. Să mă uit la mașină să văd. Să te Ce problemă uiți. are. Oricum, mamă, de ce? Mamă, cât de bine arată supra asta. Mamă. Mamă. Da, deci, nu știu ce se întâmplă cu ea. Sincer, acum când am venit cu ea, pentru că, na, am avut-o la o revizie, și tocmai ce am venit cu ea, bă, și nu știu, eu când am venit cu ea, ai văzut că mai sunt dealuri, mai sunt curbe din astea, Da, nu poți să-i da, dai da. cu viteză. Și na, uite, acum Știu, mi-am dat știu. seama că abia trage, gen, nu trage cum trebuie. La 300 de cai ar trebui să zboare. Da, știu. O să verific, o să mă uit la mașină Da, vei și vezi. dacă nu se meargă cu limitatorul de viteză să-l scot, o să trebuiască să mai adaugi cai la mașină și, în primul rând, trebuie să scot motorul la mașină. Deci o să trebuiască să plec cu mașina. Păi da. Nu Nu știu, poți știu. să scot motorul aici. Da, păi dai seama, Mașina. na, tu știi. Nu știu, i-am dat blană ca să zici că e 100, trebuie să 100 ca lumea, știi? Da, nu. Dar nu știu, nu înțeleg de ce are, nu știu. Na, te ocupi tu. Bă, Mihai, nu știu, mersi, cu banii vorbim. Gen, ți dau, Da. Păi garantat ți dau. după ce scopim 350 ăsta. Da, și dau banii pe amândouă, ca Amen. să nu-ți dau banii acum, după aia, na, înțelegi. Îți dau banii la sfârșit pentru amândouă, știi? Ca să, na, nu ne încurcăm cu banii și cu de-astea. Bă, ce să zic, mersi, deci chiar apreciez
tot efortul, toată munca cu această mașină. Sincer, a ieșit bombă. Sincer, e prea șmecheră mașina asta. N-am cuvinte. Așa că, bă... Bă, strică când are bătanga, știi ce zic? Da, păi nu, că îi comand de un eleron. Chiar m-am uitat aseară. Fix aseară m-am uitat de eleroane și de astea. Și am găsit ceva. Am găsit ceva mare. Nu e de la ca de supra, știi tu. Clasicul de supra. Da, da, știu. Dar e ceva, nu știu, care dă destul de binișor, zic eu, pe supra. Și na, bă... Bă, să spun că țin, dar contează. Da, ți-am zis cu banii, ne auzim la sfârșit, știi? Când faci ambele mașini, îți dau banii sigur, deci banii nu se pune problema. Da, mersi pe că... mai mașina la mine dacă îi țin bani. Da. De bani, cum ți-am zis, nu se pune problema, mersi pentru toată munca. Îți mai mulțumesc încă o dată. Bă, și să sperăm că te mai găsim pe aici. Și na. Eu să mai apelez la tine, pentru că, sincer, și cu proiectul ăsta m-a impresionat chiar bombă mașina. Păi că mă duc și acasă să mă mai uit un pic la ea, mai atent, mai asta, poate na, te rețin, poate da, ai treabă. Și da. Da. Mersi, frate, oricum, îți mai mulțumesc încă o dată, apreciez și ne auzim la un telefon. Da, sigur. Hai, mersi, frate. Hai, mersi, salut. Băieți. Mama, așa da, mă. Așa da. Volanul la supra, băieți. La supra. Uili. Aș îi dau acum până acasă. Mamă, deci nu. Băieți, cum am spus, scrieți acolo în comentarii. Ce părere aveți despre această mașină? Și am făcut niște stickere speciale pentru canalul nostru, cum ar veni de YouTube. Pentru că și al vostru până la urmă, un sticker cu YouTube și să scrie numele meu, un fel de buton al YouTube, al canalului meu, unde o să-l punem gen stickerul pe mașină, vă dați seama, pe supra. O să vedeți în episoadele ce urmează, pentru că o să vină odată cu eleronul. Nu o să fac clip în care le pun, pentru că n-are rost, zic eu că n-are rost. Trebuie să-i pun și trebuie să o las un pic mai jos, pentru că am văzut că a înălțat-o, cred că na, ca să vadă cum se comportă mașina, având și white body kit-ul ăsta și bările noi. Sper să trec ITP-ul și astea, gen să o omologhez și chestii, dar na. Mamă, băieți, deci sunt complet impresionat. Prima dată nu am știut de ce mă cheamă, am crezut că bă, s-a întâmplat ceva și chestii. Și trebuie să mă duc urgent. Dar uitați că s-a întâmplat ceva foarte foarte șmecher. Adică n-a fost daună sau așa, din fericire. Ba, să întoarcem și noi, nu? Mă bag până la Mec, să întorc doar. Vreau doar să întorc, că na. Să nu avem probleme cu poliția direct din prima. Deci mașina asta arată foarte, foarte șmecher. M3-ul l-am la băiatul ăla, la instructor, cum ar veni, la băiatul cu drifturile. Pentru că, să se mai uit un pic pe aia, eu de obicei pe acolo las, pentru că, sincer, chiar nu am ce face cu ea acasă, dacă nu pot circula cu ea pe drum, pe stradă. Hai să vă mai arăt încă o dată, băieți. Bă, deci, mai ales sticker-ul ăsta cu JDM, deci e mortal. Și ursulețul ăsta, sau ce ursulețul ăsta, cu flăcările astea, sincer, îmi dă un pic asupra lui Paul Walker din Fast and Furious, dar nu contează. Portocaliul ăsta, nu știu, parcă și are rostul pe supra. Sincer, arată demențial mașina asta. Văd că e pus ăsta cu Toyota aici, sub siglă. Da, dă binișor. Cum am spus, o să mai umblu un pic la suspensie, pentru că, vă dați seama. E pus ăsta ca la, nu știu câți dintre voi știți, ai 86-le acela din inițial, de dar am văzut că a pus asemănător. Nu știu ce înseamnă, o să-l întreb. Pus un sticker cu Sparco. Interesant, chiar șmecher. Vreau să văd cum o să dea și cu eleron. Știu că acum este urâtă fără eleron. Știu că mulți dintre voi să zică, bă, e urâtă din cauza eleronului și chestii. Dar o să-i pun un alt eleron și na, vă dați seama că o să se schimbe complet mașina. Uitați, a pus și aici sub supra. Mamă, deci mașina asta este complet
altceva, altă mașină, parcă e altă mașină. Prima dată n-am crezut că e a mea, sincer. Dar, na, văd care numărul meu de matriculare și cred că o să-l pun pe Brașov, adică nu cred că o să-l schimb. Nu știu, o să văd. Văd că a vopsit jantele. Mamă, jantele astea de la Japan Racing sunt, nu știu, dă bine rău pe supăra. Sincer. Și cum am spus, veți, dacă ați ajuns până aici la clip, dați acolo o părere despre această mașină. Deci arată demențial. Și da, băieți, să închidem și noi aici clipul. Dacă v-a plăcut, nu ezitați acolo să apăsați pe butonajul de like. Strângem la acest clip, cum am spus, 350 de like-uri, 400, nu contează. Așa că da, băieți, eu am fost The Gream și o să ne reauzim data viitoare. Pa, pa!